Bun găsit, domnilor și domnilor, este cod galben de ploi torențiale. Până în această noapte, la ora 3, vor fi fenomene ale instabilității atmosferice atât în zona Banatului Acrișanii, cât și în Transilvania, în zonele de munte și parte din regiunea Olteniei. Vor fi căderi de grindină, intensificări ale vântului cu rafale de 50-70 km pe oră. De asemenea, se pot cumula între 20-30 izolat până la 40 de litri pe metru pătrat. În această noapte, termometrele vor înregistra de la 10 și până la 20 de grade, iar mâine va fi o zi asemănătoare cu cea de astăzi din toate punctele de vedere. Temperaturile vor fi cuprinse între 25 și 35 de grade, în sudul țării va fi cel mai cald, iar disconfortul termic încă va fi accentuat. Pe de altă parte rămâne instabilitatea atmosferică în jumătatea vestică a țării mai ales, acolo unde se mai pot cumula între 15-20 de litri de apă pe metru pătrat și vor fi căderi de grindină, dar și intensificări ale vântului, însă în jumătatea estică vremea va fi cu mult mai plăcută, cerul va fi variabil, iar vântul va avea o prezență moderată. În capitală, ca și astăzi, va fi o zi destul de caldă, maxima va fi de 34, chiar 35 de grade, vorbim deja de caniculă, disconfortul termic va fi accentuat, vântul, în schimb, va avea o prezență moderată în comparație cu ziua de astăzi. Însă de sâmbătă vremea va intra într-un nou val de căldură, mă, ce se va resimți în special în regiunile sudice, sudestice, temperaturile mai cresc puțin și se pot înregistra maxime de la 26 și până la 36 de grade. Cerul va fi variabil mai ales în jumătatea estică, dar va avea norărie și se așteaptă din nou averse fenomene electrice și căderi de grindină în vestul, nord-vestul țării, în zonele de munte, pe alocuri din zona centrală și izolată în rest. Vedem că se mai încălzește în capital. Sâmbătă se va înregistra o maximă de 36 de grade, așadar, caniculă și disconfort termic accentuat, cerul rămâne variabil, vântul va avea o prezență moderată. Cam atât despre vreme, numai bine vă doresc!